Închizi ochii și te lași purta de ritmuri. Picioarele îți curg în neștire și simți că plutești. Dragostea îți invadează trupul și serotonina creierul. Da, despre dans îți vorbesc. Câte amintiri ne leagă de acest obicei, câți oameni, câte atingeri. Astăzi este Ziua Mondială a Dansului și îți propun să ne sincronizăm împreună. Ți prezint pe Mihaela Soare, prim balerină la Opera Națională București, și Jenil Hansim, dansator la Circul Metropolitan și coregraf de street dance. Muzica îi unește, dar ritmul este cu totul altul. Hai să vedem ce spune unul despre stilul celuilalt. Mi se pare interesant faptul că atunci când el dansează, am impresia că ar și cânta. E relaționat și cu dansul clasic, și cu cel neoclasic, și cu dansul contemporan. E o experiență inedită. Mulțumesc frumos! Cât i-a luat lui Jenil să facă o piruetă, îți spune chiar el în timp ce urmărește grația Mihaelei. Mi-aduc aminte piruetele clasice de balet, cât de greu am putut să le învăț. Mi-a luat cam un an de zile să le fac corect. Acum că le-ai urmărit grația, te întrebi, poate, ce înseamnă dansul pentru ei? Pentru mine dansul, în primul rând, înseamnă multă bucurie, pasiune, dăruire, cât și inspirație divină. Fără dans n-aș putea să respir. Și pentru mine este ca o meditație. Așa refulez eu